număr de 12 voluntari ai Asociației Tinerilor Ortodoxi Suceveni, împreună cu alți voluntari de la alte parohii din oraș, au ajutat la îmbutelierea și distribuirea a chiasmei mari de la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou din Suceava. Aceștia au făcut acest lucru cu binecuvântarea înalt preasfințitului Calinic, respectând toate normele de siguranță împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2. 12 voluntari au fost de la noi, de la Atos, împreună cu alți voluntari de la parohiile din oraș, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Calinic. Știți, bobotează pe 6 ianuarie obiceiul acesta al sfințirii apei, a gheasma mare, care este vindecătoare, izbăvitoare, alungătoare de tot răul. Ea se bea timp de 9 zile, se stropește casa și pentru că suntem în contextul ăsta epidemiologic greu, cu perioadă grea, s-au păstrat toate măsurile de siguranță și pentru ca să nu se îmbolnăvească oamenii. Iată că înalt preasfințitul Calinic a hotărât acest lucru, îmbutelierea a aproximativ 5.000 de sticle de aghiasmă. Iar voluntarii de la parohiile din Suceava, alături de voluntarii Atos, tinerii noștri voluntari, 12 la număr, au ajutat la îmbuteliere și la distribuire. În aproximativ jumătate de oră, toți oamenii care au participat la slujbă au primit aghiasma mare în sticluțe.